280 de copii dâmbovițeni din familii cu situație financiară precară sunt ajutați să meargă la grădiniță prin programul Fiecare copil în grădiniță, implementat de Asociația Ovidiu-Ro, în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița și Inspectoratul Școlar. Programul se desfășoară în 6 comunități din Dâmbovița și prevede acordarea unor tichete sociale în valoare de câte 50 de lei lunar părinților care își duc copiii la grădiniță. Câțiva dintre beneficiari au primit vizita celor implicați în implementarea programului, în frunte cu ambasadorul Norvegiei la București și cu ministrul muncii Rovana Plumb. Fata cea mare 5 ani și fata cea mică 4. Și dumneavoastră? 26. În câți ani în școală? 8. 8. Da, 8. De ce, why did you not go to high school? Și de ce n-ai mers mai departe, după 8 clase? Pentru că nu au avut situație financiară părinții. Where is the water? Apa. Apa e, îl luăm de la un vecin peste drum. Bunica la de la cizmea. Și aveți grijă apa. De nu avem cizmea, îl luăm și de la un vecin. Let's enter. No, I was asking him where they get water. De unde luați apa? Aveți o fântână sau e? From a neighbor. They don't have any well yet. From a neighbor. Oh, yeah, no, I understand. What would have to happen so you could have water here? Ce ar trebui să se întâmple ca să puteți să aveți aici o... După ce au stat de vorbă cu familiile sărace înscrise în program, oaspeții au făcut o analiză a rezultatelor programului Fiecare copil în grădiniță. I'm really impressed. You gonna translate? Yeah. Sunt foarte impresionată. Yes, this feels like a real partnership. Yeah. Pare ca un parteneriat absolut real. We have funding from Norway. Avem finanțare din Norvegia. We have a partner for legislation. Avem un partener în ceea ce privește aspectul legislativ. With the ministry. And then it's you, the local authorities, are doing it. Și apoi sunteți dumneavoastră autoritățile locale care o faceți, care implementați acest program. And we're just sort of catalysts. You have that word in Romanian. Catalizatori. That's all we're doing. And it's catalizator, transformarea dumneavoastră. But it's it warms my heart. Îmi încălzește sufletul să văd asta. Eu mă bucur că în aprilie am putut să semnăm acordul de parteneriat alături de colegii mei din guvern de la Ministerul Educației, parteneriatul cu Asociația Ovidiu-Ro. Vreau să-i mulțumesc doamnei ambasador pentru sprijinul constant pe care ni-l dă prin finanțări a diverselor proiecte și programe prin care ajutăm comunitățile sărace. Oh, it's very good to be here together with the minister and Leslie Hawk. Mă bucur să fiu aici împreună cu doamna ministru și cu Leslie Hawk. And as Leslie Hawk already said, I'm also very impressed and it really feels like a good partnership. Așa cum a spus și Leslie, sunt foarte impresionată și pare că este un parteneriat real. We have met some families that were really really appreciating their kids going to kindergarten. Am întâlnit câteva familii care chiar se bucurau de faptul că copiilor mergeau la grădiniță. De cealaltă parte, autoritățile județului au prezentat situația exactă privind investițiile făcute în ultimii ani în unitățile școlare și centrele pentru copii defavorizați. În ultimii ani am pus accent pe două aspecte. In the past years we emphasized two aspects of the work. Realizarea de locuințe protejate, apta copiii să trăiască într-un mediu cât mai apropiat de cel familial. So we're offering social housing for those people who cannot afford otherwise cannot afford houses. Și pe sprijinirea familiilor care Proiectul Fiecare copil în grădiniță este implementat de Ovidiu-Ro în 43 de comunități din 11 județe, având înscriși 2400 de copii. În fiecare dintre aceste zone s-a constatat creșterea numărului de copii înscriși la grădinițe.